hai să fim mai umili. Da, m-a zăibit cu să fim mai umili, dar chiar cât poate să toți fim umili. Umili asta ar însemna că nu deschidem gura și numai și care au avut noroc și au mișcat un pic de roticele, așa e să ridică, dar restul voi fiți mai umili, vă rog frumos. Da. Mă fi ca să fiu mai umil. Hai să trezăm o leacă. Nu spun să fim răi, nu spun să fim răutăcioși, dar să luăm o leac, viața și rațional și mai ca atare. Să trăim în florișele de astea și să ne pară că totul e bine, când noi știm că nu e bine. Și să fim mai umili, dar ce să-i spun? Ei, mai văd oameni care fac lucruri bune pe internet și tot ce mi îmi place să fac bine. Da. Ție îți place să faci bine. Că tu ești important. Tu prinești o plăcere. Nu ascund de fapt. Înseamnă că și tu sketchurile tele nu le faci numai pentru ca să schimbi mentalitatea, dar și pentru că tu ceva. Ce? Partener general OTP Bank. Cătălin Lungu la Titania. Noroc. Bună. Bine vine. Bine v-am găsit. Eu cred că e mai greu de făcut umor în perioada în care nu mai am ieșit din pandemie și odată un război în țara vecină. da, noi că am pornit ultimul sezon, adică pe care l-am filmat acum de 02, la jurnal, noi l-am amânat un pic pentru că tocmai se să început, în perioada asta. Și am spus că, băi, nu știm dacă e posibil să facem umor în, în cazul ăsta dar tot pe urmă, na, în primul rând că oamenii uită și asta e o durere și e, o, e urât că oamenii uită și se întâmplă și se obișnuiesc cu asta, dar na, se întâmplă și plus că eu cred că noi aveam lucruri de spus prin umor, inclusiv în perioada asta și inclusiv lucruri care ar mai reduce poate din prostie și din urbire, uh, orbire, dacă se spune așa. Prostie și -o orbire. Uhum. Asta putem duce în tet Inclusiv în homofobie Inclusiv în rău, toate răutățile Pe pământ ele sunt din prostie și... Da, vezi că noi iarăși Eu sunt convins că sunt oameni Asta e paradoxul și asta e Problema mea cu mine Că eu pot spune pe cineva că e prost Doar după anumite acțiuni Când de fapt poate omul e mega inteligent Doar a făcut niște alegeri în viață De a crede în ceva sau de a crede în altceva deci, da, sigur se răsfrânge în, în, tot, dar, da, nu știu cum e asta cu prostia. E, parcă ți pare că e prost, dar pe urmă parcă ți pare că e deștept. Parcă ți pare că e deștept, dar e pur și simplu... Dar să e ca și cu binele și rău, relativ, știi? Mm. Da, Nici da, binele da. nu e chiar bine, că el poate să fac cuiva rău și invers. Știi? Da, dar trebuie să, adică trebuie să recunoaștem și faptul că sunt oameni proști, proști. Adică <laughs> sunt că nu sunt răi, poate, dar proști, că sunt răi și sunt proști. Există și prostie. Nu știu care e limita de unde începi și unde termină, dar... Dar există. care e mai ră prostie când ești prost? Uh, dați asumi sau când ești prost, dar nu știi că ești prost? Ambele. Nu da. mi se pare. Nu <laughs> mi se o justificare Dacă e... nu știi nu știi. Asta nu e bine. <laughs> Tot e vina ta că ești Adică, eu așa cred, da. Nu... <laughs> eu cred că da, da. E foarte bine spus. E vina dacă ești prost. Adică... Și nici măcar nu știi. <laughs> Inclusiv, da, da. Nu, e bine să fii Chiar prost, prost. Adică și eu sunt prost, dar nu, nici chiar la capul pământului. Dar noi putem să facem un fel roșu al vieții tale, ca pentru cei care nu știu cine este, Cătălian Lungu. Ți-a născut într-o familie de artiști, prinții mm -hmm. tăi o divorțat între timp, tu și mm -hmm. vârsta vei. Nu ți minte, cred că vreo șase, șapte de A, ah, tu erai mare, ți-ai minte? Dar no, nu te-a afectat atunci situația asta? <laughs> nu ți-a -ți șerut părerea? și părerea- ai tu dacă noi să... Lecum. Nu mi s-a cerut părerea, nu am întrebat, nu m-a interesat atunci, nu mă interesează nici acum, sunt foarte ok cu... Deci nu ești copilul ăsta care a suferit, care a fost victima despărțirii părinților lor? Îmi plăcea uneori să mă impresionez cu asta, dacă vorbeam cu vreo fată pe vremuri și spuneam că da, și părinții mei au divorțat și e divorța, da? da, și sufer, sufer, e greu, e greu fără părinții, Că și șanțele, șansele, erau mai mari că sunt dragoste. Nu neapărat să că în, în 30 de secunde spunem că glumesc. Nu, nu, n-am avut niciun fel de... Nu, n-am simțit-o, nu, nu resim. Poate pentru că e simțit dragoste de la mândoi. Poate. Nu pot să-mi explic pentru că nu... Nici măcar... Adică ne-am mai pus întrebarea când mai vorbesc cu colegi de mii și am o colegă care face psihologie și uneori ea mai vorbește despre traume din copilărie și un altă. Și îmi spun, băi, da, poate ai o traumă, băi, poate este, eu nu știu, eu nu o resimt, eu nu am momente când spun că, că, asta e din cauza că părinții mei au divorțat. N-am nicio, nici, n-am nicio legătură cu acel eveniment. Sunt foarte ok și cu mamea și cu tatăl meu. Eu tare mult am, adică eu am crescut practic cu bunei mei până la urmă. Adică n-am stat foarte mult cu maică mea sau cu taică meu sau împreună Era cu ei. Ocupați. Da, da, ei m dus la țară și eu am copilărit la țară. Eu... Și la școală ai făcut acolo? Două clase acolo am făcut. Și după a doua te adus dus la Chișinău. După a doua m-am dus la Chișinău, da. Așa, da. În ce liceu ai învățat? În cel mai bun liceu din perioada aia, cel puțin, dar și acum cred că e unul din cele mai buni, Mircea Elead. Eu tot timpul am glumă, o glumă cu prietenii, că eu îi spun că eu am învățat în liceu de elită. Noi am fost ultimul an, clasa mea a fost ultimul an, care a luat locul întâi la BAC pe țară. După asta s-a schimbat, de alt liceu a luat locul întâi. Ce nu te-ai avut la BAC? Și ai contribuit tu la media Asta îmi trebuie să întreb. <laughs> nu, nu, am avut media 8. Dar, adică e ok, da, da. da era primul an sau al doilea când gata s-au instalat camerele, când nu mai era posibilitatea de copiat și așa. Și deci știu sigur că am dat-o pe forțele, forțe proprii, da. da. Și mai ales că eu nu avem nevoie din note. Eu știu cum duc la actorie, eu ne trebuie 5. Dar în liceu meu de elită, pentru că e un liceu de elită, să știți, <laughs> în liceu meu de elită, în ultima lună înainte de BAC, toți au început ca nebunii să învețe. Și toți erau cu cărțile în mână și repetau istorie și repetau engleză. Vine și așa, Bacu. Vine Bacu. Și eu dintr-o... Parcă m-am simțit așa o leacă excluză. Păi, dar trebuie să învăț și eu. <laughs> și mă ducem și eu cu băieții, și, hai să răsfăim cărțile, hai să învățăm. Și am învățat, eu știind sigur că n-am nevoie de note, dar din asta, da, am luat niște note buneșoare. Plus mm -hmm. că țin minte că profesoara de engleză îmi spunea tot anul, ne spus că talentul Bacu și la Bac am dat pe nou. Și eram, <laughs> serios? <laughs> Ia, da, Dar prea departe ne-am dus. Ai să ne și o lecție că în perioada adolescenței, că este să, eu cred că este perioadele care un pic ne marchează, știi? Eu am crescut cu vacanța mare și vacanța mare, pe urmă am înțeles -o, că mă uitam și la interviuri acum cu Mugu Mihaiescu, Radu Petreanu. Vacanța mare erau cumva rebelii. Divertul se fășeau o leacă mai pentru elită, dar vacanța mare erau mai pentru, așa, mai scăpau și câte o prostie, scenă mai aveau. Și, nu știu, eu cu vacanța mare, adică știam casete întregi la modul cel mai serios pe de rost, tot de la început. Primul sketch cu garcia curat. Pe trecem la Leana și Costel, făceam toate personajele. Pe urmă trecem la... Ah, tu exersai de mitel. Nu exersam, dar atât, de, tari, atât de mult mă uitam la, la, casetele astea, că pur și simplu, adică nu îmi puneam ca scop să le învăț. Tu te vedeai pe marile scene, tu visai că să ajungi actor, tu știi ei și o să devii. Iarăși, în viața mea tot a mers așa de firesc, cu tot, cu tot ce fac eu. Nu te diferesc și nici o extremă de asta, nici un, un salt prea mare în sus sau un, o depresie prea mare în jos. Deci totul mers să așa, așa diferesc? Nu. Nici nu, nu știm ce înseamnă scenele mari. Eu am văzut mama la teatru Guț, pe scenă, am văzut-o. Eu nu știu scenă mai mare de teatru Guț. Era la teatru Guț. <laughs> Dacă când te-ai dus la facultate după notă mare la bacalaureat, așa. Bacala, mari- mult spus, că era un 8. 8, totuși. Oricum, 8 deja. Am avut acolo și cu 9 era. Dar tu, la cine ai fost la facultate? La Ceban. Tu te-ai dus la Academie, când tu deja și vreo pic vârdoarele și care pe podeaua. Mai că mai era profesoară de arta vorbirii. Și eu am prins multe examene de arta vorbirii pe la ești mai mari, cu mult timp înainte. Te lua cu dânsă la școală, la da. Academie. Vineam eu, nu știu dacă mă lua neapărat. Ea, mai veneam și mă uitam, da. Cunoșteam Academia, de era foarte... Știi foarte că apas. aici o să vii. <laughs> Eu -a -a okay, am aplicat și la București. Și la București am trecut. Buctorii. Da. da. N-ai trecut? Am trecut. Adică după media de la... Adică să te numai media. Media de la BAC, ceva și notele în clasa 12, nu știu cum era acolo. Și erau două locuri la buget și am trecut. Știu cum au sunat și mi au spus că ai trecut. Și? Și acolo domnul Vlad Ciobanu, când o aflat, m-a sunat și nu pot să spun că m-au rugat, că asta ar fi prea mult, dar ne-au spus să rămân. Și au insistat uh, la modul... un pic, un pic meschin, aș spune eu, că acolo a jucat-o pe emoții. Că tu, într-adevăr, am avea nevoie de un așa actor. Se vede că tu gândești. Și eu crede că aici, acolo sunt mulți, la actorii vin Nu, e mai mare. Da, da, da. Dar aici, uite, noi să avem timp, să lucrăm individual. Și nu asta m a convins, dar... Da, îți spun, nu, nu neapărat eu mă convins, cât eu nici nu sunt omul care să vrea să iasă din zona de confort. Nu-mi place să ies din zona de confort. Mie îmi pare chiar o prostie să din zona de confort. <laughs> Dacă mă sunt confortabil. Tu ai acum psicap toate cărțile da. motivaționale. Poate, poate. Adică, Cum poate, adică acolo tot strâgă ieși din zona de confort, antrenează-ți creierul duci și fă ceva nou mi se pare că zi... fix asta poți să faci în zona ta de confort să-ți antrenezi creierul, să faci ceva nou în zona ta de confort, adică cred că în Moldova tot am și face. e mult de lucru ca să, ca să spun eu, acum că nu auzi, închei tot și mă duc în București ca să ce că, și să ies pur și simplu din zona mea de confort și acolo să am depresie și frustrări și nu știu ce, stau în zona mea de confort și lucrez pe pași și încerc să devin mai bun da, deci nu... Nu, nu te-ai dus la București? Da, și nu mi-a părut rău și nici nu-mi pare rău. Și ți minte și marcat la Academie, în perioada studenței? U, uh, Hai să lucru. ducem acolo. În primul rând trebuie să spun că Vlad Cebanu a fost un pedagog bun și am observat asta și în timpul studiilor noastre și observ asta și acum când văd pedagogii de la Academie cu tot respectul, dar eu cred că Vlad Cebanu a fost... Uh, cel puțin unul din cei mai buni pedagogi. Nu pot spun, iar, să spun, iarăși nu fiu ipocrit, nu pot să spun că îl uh, apreciam foarte mult ca regizor, dar ca actor nu-l cunosc, nu am reușit să văd nimic, dar ca pedagog a ă, funcționat foarte bine. Nici nu se dădea prea mult în spectacol și cu scene de mari artisti, cum se mai întâmplă la Academie, nici nu ne ignorat total. Era un fel de... încercați și, și prieteni, încerca el fiind parcă și un fel de rockstar de ăsta care vreau și cu tinerietul și încerca să afle despre noi lucruri și ne întreba pe la noi mai stăteam cu o stică de bere și dacă cum și cum mergi, da? Beți o bere, dar cu cine mi-ai fost asar, dar ce mi-ai făcut? Adică era și o relație parcă de prietenie, plus că, na, tot el a decis să să aducă la curs pe Slava Sambre și pe Berov. Am avut doi profi din emisferii total diferite. Plus ciobanul care a încercat tot să se îi împaci cumva pe ăștia doi, pentru că se echilibreze toată situația asta. Deci mi se pare că a fost un pedagog foarte, foarte bun. În perioada studenței ai tot cu mama, așa cum trăiești și acum. Îți mm. câștigai singur bani sau îi bani? ceri bani de la părinți? Ceream bani de la părinți. Îmi câștigam și singur banii. Dar nu mi s-a părut niciodată o problemă, nu mi se pare în continuare dacă eu aș avea nevoie de bani să cer de la părinți. Există chestiile astea că de la o vârstă trebuie să fii rușinii de amolea, că trăiești cu, în aceeași casă cu mama, că ceri o de lei de la mama nu ne se nici acum ceva greșit și 100 de N-am nevoie de acum, dar dacă aș avea nevoie, nu ți-ar fi rușine. Deloc, în niciun caz. Consider că părinți trebuie să-și asume până la deci bătrâneță. Nu de neapărat că trebuie, dar relația cu părinții e leacă altfel decât relația cu un om cu care te-ai împrieteniți sau așa mai departe. E un fel de... Noi suntem în aceeași barcă oricum, adică nu prea poți să ieși. Suntem o familie care dacă a funcționat ok parcursul mai multor ani, Chiar dacă te mai cerți, chiar dacă sunt supărări, e familie. Adică nu, eu nu cred în dragostea asta orbească față de părinți, că eu îmi iubesc mama cu ori și îmi rup că mi așa de pe mine. Tata, meu, dacă spui un cuvânt, eu nu cred în asta. Cred pur și simplu că suntem o familie pusă așa, suntem într-o circunstanță creată, de natură, cumva, și... Că părinții nu ne alegem. Părinții nu ne alegem nici nu ar trebui să ne elege, sau poate ar trebui. Deci nu pun mare preț pe, nu pun mare preț pe familie, la modul ăla, dar în același timp, dacă mama mă sună mușă și spune că acum trebuie urgent de făcut ceva, că îi trebuie sau s-a întâmplat ceva, sigur o să fug. Ce, Ce să faci? S da. Dar tu înțelegi că spași toate tiparele, pentru că noi trăim într-o societate unde și acum, dar mai ales cândva, primul lucru care te întreba când te vede ca și copil pe afară sau adolescent, tu de acu ești. Mm -hmm. Ca astfel, el știe și atitudinea să iei cu tine. Că dacă ești de-al unul care poate be sau poate uh, e primar sau poate e fișor de profesor, el să știe din start și atitudinea să iei cu tine. Că tu dacă ești dintr-o anumită categorie de persoane, tu nu mereți tot respectul meu, știi? Și da. tocmai zici că e invers, că de fapt fiecare e pe contul lui. Păi dacă acum cred că și-am trecut de adică eu vreau să cred că am mai trecut de stereotipul. Ca oameni, noi ca, ca ai ca popor. Ca țară, ca popor, ca oameni în general. Eu cred că se întâmplă chestiile astea și peste prut și poate și o leac mai departe. Da, dar vorbezi care... Da, pe sigur. Adică eu vreau să cred că noi am trecut peste chestiile astea și plus că mai avem încă peste ce trece. Inclusiv, mi, mi pare că noi nu prea analizăm lucrurile. Deși eu trebuie să... Deși să... -mi... să ne ce succesul mamei, de exemplu. De ce să de ne exemplu, succesul mamei? De exemplu, dar mai mult deși să iubesc mama cu atâta ardoare, cu atâta, adică pur și simplu te gândești, iube, iubești ți mama, respecte-ți mama, dacă nu aud că spus de mama mea ceva, joi tai gâtul, nu spus de mama ta ceva, cum poți tu ai spus. De... Fiecare om are mamă și nu știu cum e în fel de că mama mea e și mai importantă, e că din dragostea asta proastă față de părinți, față de țară, față de rude, sunt și prezboaie că ca eu pentru mama mea e gata să tai gâtul iubește-ți mama cum vrei tu și stai liniștit în banca ta, nu îmi îmbla cu flagul, cu... ne arăți tu că ești mare iubitor de familie. Adică, pur și simplu, un pic, dragostea îmi pare că trebuie să fie mai gândită, și inclusiv vis, vis de părinți. Dragoste cu cap, parcă îmi pare. vis a -vis de orice, cred. Da, de aici se naște și posesivitatea, că asta e femeie mie. mie. Mm. Dacă vezi că lucrurile sunt așa de banale, eu vreau să cred noi le depășit parcă de mult, mai văd că există, mai văd... tu te văd afli că... într-un mediu, catalien unde da, lucrurile da, da. stau mai bine. Da. Dar dacă ești da. din mediu ăsta, ți nu-ți place S -s. să ieși din zona de confort și că când ești noi să le vezi de grabă. Nu, le văd, le văd că mai umplu și prin țară, mai avem și... Tu trebuie să inspiri de, de undeva în personajele tale. Ei le apar, da. Tocmai asta e dovada că există și genul ăsta de gândire despre care, noi, pe care eu acum o critic. E dar poate să schimba și sunt că se schimbă. Adică mie mi se Cresc pare că lucrurile se schimbă. datorită umorului și datorită sketchurilor tale pe care le postez pe internet, nu? Mhm. Mm -hmm. de care au fost primul tău pe pe internet? Dacă nu mă înșel, eu cu bunia mi-am făcut, pentru că 02 nu era planificat pentru parodii sau așa, era, nu știam ce o să facem. Și era cu bunia meu, care a murit între timp, Că el îmi spune, Hristos a înviat, eu spun, da, când? Și el îmi dă o palmă. Cred că este era primul, primul, dacă nu mă înșel. Partener general OTP Bank. Tu ești un fericit. Da, sigur, da. De ce? Adică, care sunt argumentele care te faci să fii fericit? Împlinirea cu sine sau ai atingerea unor chestii pe plan profesional? Împlinirea cu sine? Și, da, rezultate. Trăiesc din, din rezultate. Nu-mi place procesul. Ne-am dat seama de curând. Nu sunt un om căruia îi place procesul neapărat, dar uh, rezultatele la sfârșit. Și mai ales când, când văd rezultatele din uh, retrospectivă, adică când suntem mai departe și mă uit în spate. Când te uiți ce ai făcut acum 2 ani, acum... Da, an. niciodată nu ne-a fost rușunic ce am făcut și nici nu cred că o să-mi fi, sper puțin. Adică muncesc mult pentru ce și fac și nu... Tot timpul știu că să... Se că asumat în și fac, pentru că o gândesc foarte mult înainte. Dacă ești tu un sketch, mă mai întreabă lumea, dar te rușinezi de unele sketch-uri, sunt unele sketch care nu-ți plac. Mm -mm. Mă uit la toate și pot să râd. Pot la unul să nu râd așa de mult, dar nu pot să spun că e prost. E foarte bun. Da, tu înveți de la personajele pe care le joci. Mm -mm. Adică înveți în sensul de actorie, mă ajut inclusiv la teatru. Teatru mă ajut în, în ce ești și fac, pe TV sau pe online și online mă ajut în, în partea cealaltă. Bani da. faci de pe aceste filmuleți? Facem bani pentru că suntem angajați la Jurnal TV, evident, avem un salariu. Nu, de pe internet, gen. Bani vin de, pe, de pe YouTube, internet. Da, da. Simplu fapt că poți să faci publicitate. Mm. În principiu, proiectul nostru permite să facem publicitate la orice. Adică da. hârtii de viceu, pahar de vin, iPhone, la toate. Avem personaje pentru toate. Cumva. Hârtii de mâncat. Hârtii de mâncat, da, da. da. <laughs> colaborarea cu Jurnal TV, prima mm -hmm. dată. Mm -hmm. ei? Ai ajuns tu acolo? Era cu Ana Danilescu, producătoarea generală de acolo, discutasem un pic mai înainte, ne-am văzut la o petrecere și e cumva întreba și facem noi. Și pe urmă a fost o pauză în care n-am discutat, pe urmă noi cu Radu ne-am gândit că da, hai să încercăm să facem. Am mai, văzut, am mai discutat cu mai mulți oameni și cu mai multe trusturi și am văzut cam cum e acolo, cam și e aici, cam... Și jurnalul s-a părut cea mai deschisă și sănătoasă în sensul ăsta și credem în continuare că e mai, cel mai sănătos trust. Când ai fost angajat la televiziune, s-o, so șters leacă dorința de a fi pe de teatru? Nu, nu, niciun caz. Nu, am spus tot timpul că eu nu sunt prezentator TV, clar. Eu sunt actor de teatru și teatru e tot timpul primul loc. Nu, asta vreau să fac, energie pe care o să în teatru nu există, niciun fel de televiziune, niciun fel de audiență mare sau un video care rup internet. E, acolo e un fel de. Audiența e un fel de mângâiere, poate de orgoliu. Și niște da. bani chiar. Și niște bani, da, evident. Care sunt mai mulți de multe ori decât mm -hmm. în teatru. Mm -hmm. Hai să ne ducem darul acela la teatru. Hai. Eu te-am văzut în spectacolul tată. Mm -hmm. Filmca. Mm -hmm. În primul rând, spre rușinea mea, trebuie să spun, eu nu știu cum arată spectacolul din afară, eu nu stau în culis mă uit, eu știu că vin numai și fac scena mea și mă duc înapoi în... Asta e rău sau bine? Nu pot spun că e rău, nu pot spun că e bine. Probabil unii o să judici chestia asta ca, băi, tu nu știi ce joci și au dreptate. În același timp, dacă îmi reușește, trebuie oare să știu și joc? Dacă, dacă nu îmi reușești, slavă vei să-mi spună, băi, nu merge, ești, uite, în și joci tu poate atunci ar fi, aș fi făcut-o. Dar dacă el funcționează și eu nu m-am uitat, unde greșeală. Spectatorul a văzut produsul? Funcționează produsul? Ok. Dar el e considerat hmm. un fustangiu, deși el nu prea se duce cu fete. El pur și simplu cânt la mandolină. Mm -hmm. mm -hmm. Asta e plăcerea lui. Din și el atat. e considerat că ei se duce cu alte fete și neștie. Uh, și cum se aseamnă FIMCA uh, și Cătălin Lungu? Hmm. Nu cu multe. Nu cu multe, nu știu. El ne dispare un om care nu prea și ia responsabilități, dar dacă le ia, nu le îndeplinește. Uh -huh. El se duce pe mult timp de acasă, el vine pe urmă, când, când se termină uh -huh. la care el uh -huh. cântă sau uh -huh. nu știu. Uh -huh. Așa, un fel de, nu fustanjiu, dar zburdalnic. Fustanjiu uh -huh. implică și relații sexuale extraconjugale. Uh -huh. dar, dar el pur și simplu dispare din Bate familie. Bate vânt, adună ploaie. Da, cam așa, dă frunz la câini de a frunze la câini. Nu, nu ne regăsim în aspectul ăsta. Eu sunt un om foarte responsabil, asta vreau să cred despre mine. Și ne-am demonstrat de multe ori că nu, nu există așa ceva la mine. La film că există. Ai prieteni mulți? Am prieteni mulți, da. Ce înseamnă pentru tine prietenie? <laughs> e ca și cu fericire. Națiuni, na. Poate lumea o să creadă acum că e, Bă, e prost dacă nu știu, că un om în general trebuie să aibă unul, doi, trei prieteni, ăștia buni. Eu, ori n-am nici unul, ori am foarte mulți, probabil. Nu este diferență între eu că este pentru că mă știu de mai de mult sau pentru că o anumită cantitate de informații nu mă știe despre mine. Știi? Este și criteriul ăsta de a stabili prietenia mm -hmm. cât el știe despre mine, cât mm -hmm. eu îmi permit lui să-i povestesc despre intimitățile mele, despre mm -hmm. povestile mele de viață, ce mi s-a întâmplat, ce și Borș am făcut ieri. Mm -hmm. Și el e atâta prieten. Dar și știi mai mult despre mine. Iar. până aici prieten. Știi, la tine toți egal. Da, adică cu un prieten pot să vorbesc cu anumite subiecte. Adică nu am o problemă să mă destăinui tot, doar că poate nu nu-i cazul, poate... Nu știu dacă există un om care știe tot despre mine. Dar nu ne se pare deloc trist și nu mi se pare că asta ar trebui să mă... Sunt foarte deschis, n-am lucruri de ascuns, dar nu mă apucam să-i povestesc, băi, de fapt, eu când eram mic, odată m-am m, -am, m -am lovit bunic mea și eu atunci am căpătat o traumă. Nu, nu mai este. Adică nici n-am lucruri de de greutate. Da, da. Al... dar prietenii am mulți care vorbesc mult, care mă înțeleg foarte bine, pe care eu i-aș ajuta în orice moment și sunt sigur că m-ar ajuta și ei. A da. asta e. înseamnă și o ajutare, un ajutor necondiționat. Da. Sau dacă eu te-am ajutat da. pe tine și tu trebuie să mi întoarci eu nu, nu spun genul ăsta, dar poate funcționa așa, așa, nu știu. Dar da, am prieteni, mulți. Dar ai pierdut prieteni de mm. curs? de curs. Ai mm -mm. fost vreodată, și cineva, mm -mm. super. Mm -mm. Nu te-ai enervat pe nimeni niciodată? Pot să mă enervez, pot să mă super, dar ori se discută, ori nu înseamnă că nu a fost o supărare foarte asumat. ai, fapt, nu, către. nu ai dușmani deloc? Nu ai oameni cu care să nu mai vorbești? Deși v-ați mm -hmm. văzut mult timp, știi, și ați avut o prietenie și hop, gata, cu dânsul eu nu vorbesc. Nu, 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 nu am cum să am așa. Mi se pare nu, parcă și un fel de slăbiciune, adică cum să așa de slab eu că trebuie să mă, nu, și gata, nu mai vorbesc, mai trădat. A, tu în asta vezi slăbiciune? Văd un pic de slăbiciune în asta, pentru că nu adică eu nu mă văd capabil să pun atâta emoții, pentru că nici nu... Să spun că sunt mai rațional, mai pragmatic, poate uneori cinic. Nu mă interesează să pun sufletul pe tavă sau să ne l dai sau să... Suntem prieteni și atât. Dacă se creează un conflict, e un conflict. Ori trecem, ori nu trecem. Viața merge mai departe. Nu, n-am avut trădări de genul ăsta se pare că omul trebuie să aibă un echilibru. Nu-mi plac, nu plac extremele niciodată și... Nici nu le-ai trăit în viață. <laughs> nu le-am trăit că le-am controlat, cred. Adică puteam să am momente în care spun că nu, este nu-i prieten sau este mi cel mai bun prieten sau acum am atins apogeul creației mele sau acum am foarte prost ca actor. Care-i rostul de și străiesc în extreme Este că pot să merg cu micile bucurii și să mă simt împăcat cu mine și fericit, cum am spus. Dar cu fetele tot așa, adică cu fetele care au avut vreo relație în viața ta, după asta vorbiți, lăsați da. loc de bună ziua, nu e da. ca și când, gata, nu mai am te împărți. Da, niciodată n-am, n-am avut. Tu cu toate fetele cu care te-ai culcat, iubit, avut o relație de lungă sau scurtă durată, ești acum prieten. Da. Prieten Știi poate iarăși, poate mult spus, nu înseamnă că noi ne telefonăm și ne spunem povești despre alte fete sau alți băieți. Asta tot poate fi existant și poate fi un departament nou pe Pornhub. <gângh> poate. Despre sex în cercurile voastre de prieteni, îți vorbește des? Nu. Este adică... sexul o temă care unește generația de la 20, 25, 26 de ani zona asta? Niciodată. Și tot mi s-a părut, părut oarecum urât e... Discuțiile astea ale băieților, mai ales care se laudă cu ce mai mai făcut el. Performanțe sexuale. Da, da, da. Nu da mi eu. Nu de... ni se pare interesant. Adică putem să facem o, o discuție amuzantă pe subiectul ăsta, putem să ne distrăm sau să vorbim, dar la modul, că să luăm prea în serios discuția de genul ăsta. Nu știu. Nu e temă tabu, dar nici nu mi-e foarte aproape de discuție. Adică nu. N-am de ce. Nu mă distrează. Te-ai iubit vreodată două femei cu mm -mm. Mă refer la sentimente, nu de a face dragoste. Nu, nu, nu. nu. Nici una, nici alta? Mm -hmm. Una sigur nu. Adică de iubit emoțional două femei odată? Nu. Mm -hmm. Dar cealaltă da. Dacă mă întreb dacă am înșelat, da. Adică dacă asta e întrebat. Nu, sex între te-am întrebat. Ah, ok, nu. Dar dacă ai înșelat? Da. A înșelat. Mm -hmm. Conștient. Conștient, da. Ai spus? Da, inconștient cum ar fi. Uh, Bat. Uh, a turnit uh, și... Beat. eram, dar niciun caz inconștient. A, ah, știi, e precis ce faci. Și a doua zi si. ai povestit fetei care înșelaturi mm -hmm. ce ai făcut. Mm -hmm. Știam că preotul. Dar îți pare rău? Mm -hmm. Are Regret și îți pare rău? Știu sigur că nu, de atunci nu o mai fac și nu o să mai fac niciodată. De de ce? S-a părut murdar? M-am simțit un pic uh, ciudat ce chiar dacă vinovat? <laughs> vinovat iarăși poate e prea mult spus, dar mai ales dacă știi că fata aia nu e ok cu asta, nu e un lucru tocmai imposibil să te apții. Da, înseamnă că ai înșelat și nu ai povestit. Da. V-ați mai întâlnit după asta mult și ai ascuns mereu asta. E... perioada asta de la eu n-am avut, până... eu -am avut relații de foarte lungă durată, adică până într-un punct. Era destul de rapid Era drăguț, era frumos Dar nu cu foarte multe responsabilități În relație Dar chiar și așa m-am simțit Un pic vinovat Pentru că ești un om corect Nu știu, parcă mi se pare că dacă Deci să-i faci rău unui om, asta e ideea Ce este atrăgătorul din punctul tău De vedere la o femeie? Nu știu, îmi place feminitatea Poate nu e exagerată, dar dar îmi place o femeie fină, drăguță. Nu spun că nu-mi plac alea care sunt mai bărbătoase, sunt mai active, mai... Este și acolo un farmec. Dar nici nu prea am. Adică toate fetele cu care am fost nu au avut neapărat ceva asemănător între ele. Sunt destul de diferite. Deci nu știu ce exact. Există o chimie. Chimie pe care o simți și dacă funcționează, funcționează. Dacă nu, nu. Dar și nu ai acceptat niciodată la o femeie? Mm nu știu, iarăși, e doar lipsa de chimie ar fi o problemă. Eu, de regulă, într-o relație, cred că e unicul moment în care eu sunt cel mai vulnerabil, atât cât pot fi eu de vulnerabil. Nu există altă relații, ori de prietenie, ori de colaborare cu cineva, ori de orice, ori în familie, că eu să fiu atât de vulnerabil cât sunt într-o relație. Pentru că, tocmai într-o relație, îmi place să, să mă dau totul, namă, iemă și fă -și vrei poți să mă faci sufer, poți să mă... Deci faci efectiv ce vrei cu mine. Pentru că eu știu că în, în viața de zi cu zi eu pot să uh, dur, pot să par mai rău sau mai autoritar. Eu, și tocmai mi se pare farme cu... Nu știu, e o plăcere drăguță să, să poți să avea un om care îi spui că, băi, tu, în schimb, ai toate cheițele. Na, fă ce vrei. Asta mi se pare Și Știi, te-ai oferit așa în relațiile da, ale da, da. de durată care au fost? Da. Și ai văzut suferit? Mm -mm. Probabil, și de acolo se simte un, poate un fel de, nu, nu frică, dar nu prea poți când îți dă cineva așa, parcă îmi pare că nu prea poți să... Spați joc. joc. Mai ales că o faci și conștient. Și o chestie asta o își spun. Adică dacă mă faci sufer, eu n-am nicio problemă. E, eu, cum vrei tu așa. Bărba, La dar plus că dacă există relația și funcționează, se schimbă lucrurile. Unul își spune, unul spune cel deranjează, altul spune cel deranjează. Dar tu spui, se deranjează, ești direct în sensul ăsta. Hmm. Crezi că un bărbat trebuie să fie direct în relația lui sau trebuie să mă gulească? O, oh, domnule, eu cred că trebuie să fie direct, dar nu, nu funcționează. <laughs> nu funcționează așa lucrurile. Eu, după dorința mea, aș fi cel mai direct posibil. Dar, din păcate, am înțeles uneori că trebuie să nu faci asta. Cum ai înțeles? Ai spus și s-a dat un pumn în nas, Nu neapărat, exagerat dar, vorbind. Discuția se transformă în zona în care eu n-aș fi vrut să se transforme. Adică era mai bine să... dă un exemplu. Mod deranjat, mod deranjat că, nu știu, deci o spun, o feicuiesc acum. Ok. -o să... Mod deranjat că te-am așteptat 10 minute în plus afară. Și eu spun direct și nu e ca și cum eu, gata, asta m-a deranjat, mi nu mă deranjează nimic la modul ăla grav. N-am așa ceva. Dar, de exemplu, aș spune asta și spun, da chiar și, chiar nu poți să mă înțelegi că eu acum am avut o leac să mă mai mult și pe urmă din asta ies un fel de discuție, nu, eu te înțeleg, dar și apare un conflict și se duce într-un într conflict care nu trebuie să înceapă, n-avea de ce pentru că eu nu eram atât de supărat, eu doar am spus-o direct și atât. Și puteam să nu spun chestia aia pentru că mi nu mă dorea tare. Și nu, o spuneam, nu și nu spuneam, Mândim, de de part, nu se întâmplă nimic și nu ceam frumos și vesel mai departe. Cred că asta mi se întâmplă doar în, în relațiile cu persoana iubită. Nu mi se întâmplă în, în relația de zi cu zi cu altcineva. Eu sunt direct și nu mă interesează părerea lui și... Nu, nu părerea lui. Părerea lui despre faptul că eu direct. Nu. Dar tu crezi că ești gândit de-a lungul vieții tale de adult pe mm -hmm. cineva grav? Mm -hmm, ai, dar... să fă, ai făcut cineva să sufere? Da. Ești conștient. Da. Poți să povestești despre asta? Adică s-a întâmplat -o, o chestie în care tu poate nu neapărat regreți, pentru că tu poate mm, ai făcut și un lucru bun prin asta, mm -hmm. dar știi sigur că prin acțiunea, vorba ta spusă, uh, omul și-a luat suferit. Jignesc constant. Adică, tu jignești. Da, nu, la modul super oamenii constant, îi fac suferi constant, pentru că eu sunt direct și oamenii sunt mulți oameni care nu vor să audă asta direct sau nu nu sunt pregătiți sau nu mă cunosc și cred că asta e cu răutate, cu... dar nu e cazul și oamenii care mă știu de acum din cercul meu, de prieteni sau de cunoscuți, știu că eu sunt un om bun, inclusiv omul care consider că eu l-am jignit, eu sunt gata să-l ajut oricând și să-l susțin și să... așa, dar nu știu, oamenii se supără Oamenii se supără pentru că tu ești sadic sau pentru că nu. tu ai alte scopuri în directitudinea ta și în faptul că tu îi jucnești. De exemplu, pentru mine când lucrăm la un produs, fie sketch, fie acum că lucrăm la o emisiune nouă, pe mine nu mă interesează povestea din spatele omului atunci când eu lucrez cu el. Nu mă interesează că tu ai acasă o pisică bolnavă, nu mă interesează că tu ieri ai plâns. Nu mă interesează... Mine mă interesează produsul să iasă foarte calitativ noi suntem după asta prieteni, noi suntem și în timpul filmării suntem prieteni, dar te rog frumos să ai grijă de lucruri pe care tu trebuie să l faci în asta. Și atunci poate să apară, băi, dar chiar nu știi ce am eu acasă, de ce el vorbește așa cu mine. Sorry, eu știu ce ai acasă, dar nu mă interesează cât timp suntem aici. Dacă tu ai, ai nevoie de ajutorul meu ca să-ți duc pisica la veterinar, că tu nu poți, eu o să mă duc și o să iau pisica și o să o duc la veterinar, pentru că nu sunt un om rău. Dar jignesc prin, probabil, atunci când lucrez cu cineva. Poate atunci jignesc sau super pe Te pus întrebări de genul sensul vieții? Clar. Și perioada prima dată? Mm, micuț, mai, mai... Adică, cum... Da, doar că se dea în astea puierile atunci, logic, în sensul păi vieții. și care ți le aminteași, gen, cu cine le discutai? Cu nimeni. Doar eu. Eu vorbesc foarte mult cu mine. Eu am interviuri de astea acasă, o tonă. <laughs> Dacă îmi scot arhiva de interviuri, o să dau <laughs> unul mult mai bun cu ce spun eu. <laughs> uh, unde eram? Despre sensul da. vieții. Da, da, da. Uh, nu știu, alea, când eram eu mic, mă întrebam, unde dușim, ce se întâmplă. Și mă sperea faptul că spunem că când murim, îi murim și cât timp murim. Adică la mine era întrebarea bună, dar pe urmă, dacă nu mor și veșnicii după asta. Da, dar veșnicii și când se termină, adică când e finalul, până la urmă la veșnicii, dar până nu-i. Și era capul meu, what? <laughs> Cum? Gata, adică până până e infinitul ai ăsta, aici? da? când uh, Dacă ne-am mai mergeal? Cred că acum, deocamdată, am rămas la uh, ideea că ne-l facem cumva. noi. sensul, foarte penibil și clișeic, și, dar da, îl fac eu. Nu trebuie să fie monotonul, din punctul meu de vedere. El funcționează, sensul vieții funcționează pentru fiecare individual, clar. Unul se bucură, eu vreau să cunosc lumea. Vreau să văd lumea, vreau să văd cât mai multe locuri. Pe mine nu mă interesează, de exemplu. Și nu-l judic pe omul care spune că sensul vieții Păi, lui e ăla. Da. da pentru mine trebuie să fie să muncesc, să fie interesant, să am micile mele dezamăgiri și micile mele plăceri. Așa e vorba de prezent. Mm... Nu da tot. Lucrezi în prezent pentru viitor? Pentru că e ca mâine ai să faci asta. Nu știu, pentru și Știu sigur că și împlinirea cu sine, pe care eu cred că o să o descoper un pic mai târziu împlinirea aia și sufletească cumva și poate spirituală, religioasă, poate, dar de care o să mă apropii mult mai târziu, că acum am alte treburi. Da, dar până acum, oricum, este ceva sau le stand by planul ăsta cu divinitatea și religia? Nu e stand by. Tu, te, tu, tu, crezi în ceva? Da. Tu la cine te rogi dacă te temi de ceva, dacă Domnul Ferește mm. vine o furtună sau dacă ți-ai te tare de furtună și iată, e vine și te găsești singur. Tu îi spune Doamne mm. Dumnezeule, sau... Mm. la mi te ruga! Nu, nimeni, nu, nu. Nu, e numai... Sunt numai eu și un alt om lângă mine, poate, în oameni, pot să cred. Tu nu crezi în forțe supreme? Cred, dar nu cred că sunt incontrolabile forțele alea supreme. Eu nu cred că ele -s, știu exact ce fac, inclusiv forțele alea. Adică nu-ți dă exact un fulger în tine, pentru că el așa o controlat Dumnezeu, de acolo o găsit bagheta magic și te -o repetine. Dacă se întâmplă ceva, e, pur și simplu viața. Viața e imprevizibilă. Și mi se pare cuchelărească ideea asta să mai gândim că e neapărat ceva care ne se întâmplă din cauza creierului mult mai Noi suntem speciali și că fiecare... Clar, da. clar de asta de aici am pornit noi cu credința. Așa cred eu, cu religia și mai departe. Dar e mult mai, așa mi se pare simplu jocul ăsta în viață, adică poate mai încolo o să mi se pare mai complicat, poate mai târziu o să-l văd de fapt, stai că există, totuși în acest moment un ceva pe care eu nu l-am văzut. Dar mie mi se pare mult mai simplu să Acum îți pare pur și simplu noi suntem niște, uh, nu o să zicem, niște bacterii, niște uh, bacterii, care pur și simplu ca le vine timpul și ele mor vin altele și ele tot așa se duce viața asta. Da, tot e un pic... Da, deci, deci murim și gata. Tu așa crezi eu acum. așa cred acum. Ai Sau chiar, dacă, chiar dacă nu mai există chestia asta cu reîncarnare. Nu, bun, te reîncarnezi. Sufletul tău o să ducă în altceva. Dar tu nu mai existi pentru că creierul, în primul rând, nu mai existi tu. Eu cred în creier. Eu cred că eu sunt creier. Eu nu cred că eu. Eu cred că sunt minte. Nu sunt nu suflet, nu sunt energie. Există, dar nu s eu. E încă, eu, o chestie care o are fiecare, probabil, dar creierul, cred că el, care modelează, de fapt. De asta, dacă eu mor și eu mă reîncarnez în ceva... n să în minte. n să în minte, nu știu, nu mă interesează. După și mor, nu mă mai interesează nimic. Cu ce te ajută să crezi așa cum crezi tu acum? Nu, din contră, nu ajut în niciun fel. Din contră, e mult mai trist. Poți să ajut în sensul în care tu trăiești fiecare moment plăcut, pentru că după și mor gata, pa. Da, dar eu și așa trăiesc fiecare moment plăcut, nu mă ajută asta deloc. Din contră, mi se face un pic trist, mi se, mi face un pic frică că ne îmi place viața, dar deal with it, n n nu prea am ce faci cu dânsul. Dar nu te-ai temut să te bagi în um, secret? Mm -hmm. Nu. Tom, nici prostie este. Dar era cu noi Ana, Ana Tulgara, apropo. Și tot voia să bage, de să se <gângânt> Și era, nu, eu, dar stai că eu vreau, dar nu pot acum, dar hai. Să care idee ideea de ce să nu te bagi în scriu? Nu știu, dar mă tem, eu știu că eu prostii dar mă tem. Nu frică, dar un pic de e, reticență am avut și eu când m-am pus în scriu. Deci un pic, un strop, vezi, scriu, el este și el când eroasă, o lea ca mort, pentru că acolo tot e prelucrat în sensul în care tu când duci la un scriu și pui mortul, nu miroasă. numai... Nu, nu, dar pe bune, acolo miroase și nu știu, lemnul ăla, da, da. Deci da. el are un miros deja. Și parcă-i foarte... Nu știu. Dar e foarte puțin. Și de asta, dacă eu am cel puțin, măcar, o secundă ideea asta, îmi dau seama că oamenii care au trăit cu idei că dacă te pui Scriu, poate gata, nu mai ai mult. Tu, care... Uh tu te ții așa foarte bine, nimeni nu te influențează, nimeni nu te interesează și hop, totuși, acești oameni în mediul cărora tu te-ai dezvoltat, crescut, te-ai influențat, le Dar clar că am crescut și eu cu bunei mei nu erau ai, nicul că în erau tot de aceleași păreri care, iau și acum oamenii la țară. Frica poate ajuta să devenim mai buni religia în care noi suntem mare parte a funcționat prin frică da, pe unii da pe unii frică îi manipulează, da, clar pe unii nu pe unii îi îndrăută înrăiește înrăiește pe unii înrăiește nu știu, pe mine nu mă ajută frică Tai ai frici? nu știu, nu cred Adică există o mică frică de moarte. Nu vreau să mor. În sensul în care nu vreau să mor, nu că mă tem să mor. În sensul Dar în care vreau. vrei să mai trăiești. Am, am treabă, am treabă. Dar nu prea am frici mari sau care să mă oprească sau care, din contra, să mă motiveze. Iar fii calm, nu lucra cu extremele. Aha. De asta tu ți-i Sau mm. așa e felul tău de a fi? Nu, mi-am dat seama pe parcursul vieții că așa funcționează mai bine văd oameni pe lângă mine care atunci când au făcut ceva cât de cât ok pentru ei, sunt mega fericit și sunt wow, un extaz de asta de două zile care după asta se termină și, și muși, gata, sunt depresie și asta Bipolar. Nu, bi, dar Da, asta nu e tocmai bipolar. E... Apreciez altfel momentele și nu, nu te lași, nu lași creierul să-și facă treaba acolo. Adică, adică... tu nici nu te bucuri tare tare, dar nici nu te întristezi tare tare. Așa. Da, vezi că asta sună foarte trist, cum, cum spui Tom, nu foarte Nu, mă bucur foarte tare, dar nu, mă bucur în așa fel încât pe urmă spun gata. Gata, bucurii mai mare noi. Da, da, este bucurii mai mare, este lec mai mică. Cum vorbeam cu domnul Gonță zilele astea și îmi spunea că, băi, după, după mult bine, sigur vine un rău. nu e leac, să nu leac prostiește, deci după mult bine vine rău. N-ai văzut ca după bine să mai vină bine, să mai vină bine? Ui, dar pe pasta e grav, să crezi că după bine vine rău. Înseamnă că De nu mai bucur. Nu, dar este, un, este, 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 vorba asta. Este. Da, după da, da. mult bine, sigur vine un rău. Da, evident că vine un rău, pentru că viața nu i numai sus, nu i numai dreaptă. Logic o să vin la un moment dat și un rău. Partener general OTP Bank când te deranjează când oamenii te opresc pe stradă, îți spun lucruri, care e relația ta cu oamenii străini de pe stradă? În sensul că tu ești deja vedetă și oamenii te cunosc. Sunt foarte drăguț, asta vreau să cred. N-am refuzat niciodată pe nimeni să fac o poză sau ceva, sau autografi sau... nu mă... Nu e nimic palpitant în asta. Nu mă bucură. mi se întâmplă des să fiu anxios și să nu vreau să se apropie lumea de mine și am mai avut cazul că eu mai spus asta și pe story, zic, băi, dacă vreți o poză cu mine pe bune, adică deci chiar dacă vreți, apropieți-vă și o facem cu tot dragul. Dacă simțiți că voi ia de să fac o poză, care ții nu ți nu-ți trebuie, de fapt, adică n-ai avea de ce să o faci, hai să mă faci, vă rog, eu nu-mi nu place tare să, să fiu abordat. Dar dar niciodată n-am refuzat în același timp, adică nu a fost vreodată că eu să fiu, nu lăsați-mă, că nu pot să fac acum, foarte jos, moral. Nu, nu, vreau să, și mă bucur și oamenii încă mă mai întreabă că după ce facem poze, îi spun mulțumesc și eu îmi spun, vă mulțumesc vouă. Și a fost o dată... dar pentru ce să ne mulțumesc? <laughs> și să explici că, Băi, faptul că voi mă urmăriți e clar, clar trebuie să vă mulțumesc asta înseamnă apreciere dacă tu vii să faci o poză cu mine, înseamnă chiar apreciez ce aici fac. Asta vreau să cred. Munca mea este, da. are, are, un scop. Da, că da, nu da, fac, da. dacă aș fi singur pe pământ, eu n-aș face sketch astea, nu? Da, nu știu. <laughs> Dar cred că, cred că nu, într-adevăr. Bun, există mai departe, adică există și scopurile pe care mi le pun eu cu proiectul sau cu imaginea mea publică. Ap, chiar, care e scopul? Uh, în primul rând, cred că e basic și ce a la început și și acum să dezvolt un pic de autoironie în oameni, să mai uite că ești și mai important și că ești atât de grave în tot ce ei și fac și să ei schimbă lumea la modul acum eu -s, dita mai omul. Trebuie să ne luăm un pic un, un de râdere, poate. Sau să râdem de noi cel puțin. <coughs> și autoironia ar fi scopul ăla. Să fie autoironic. În general, să poți înțelege ironia și mai ales să fii autoironic, înseamnă să fii peste medii din înțelept și inteligent. Poate, dar dacă nu merge cu binișorul, nu i o forță. <laughs> cred că noi forțăm o lucrurile. Dar eu sper că la un moment dat oricum oamenii o să înțeleagă, băi, cred că trebuie să, să nu mă iau așa de mult în serios, că n-am de ce cred asta. tu știi și s eu. Da, tu știi și s eu. Da. Și al doilea scop e cumva să civilizăm societatea. Inclusiv de asta avem, am pus în emisiune de două sezoane, de acum avem și pe înțelesul meu o rubrică în care încerc să vorbesc și cred eu, despre anumite lucruri și le spun pe înțelesul meu în sensul în care așa cred că aș înțelege și eu, care nu sunt foarte deștept și nu trebuie să vorbești cu mine în termeni de lună și planetă da. da. Și tocmai de asta, ca oamenii, și am avut tineri care tot așa mă mai pe stradă și care sunt, ei tot îmi place, dar pe înțelesul meu, eu o pe mama să uite la pe înțelesul meu ca să era. Am văzut și eu. Și asta mă, face să, să, cred că avem un cuvânt de spus. Și văd și feedback-ul pe net la asta, chiar mă uit la comentarii, că e interesant să văd <coughs> ce respiră oamenii și să văd cam câți sunt în sentiment cu mine și în aceeași și de aici, empatizează. Și văd lucruri tare drăguți. Văd și lucruri care, ei nu te băga acolo, nu te bășevi. Dar, pe înțelesul da. meu, este rolul și locul în care tu, practic, nu joști. Nu mm -hmm. Ești da, tu, dașa da, un... La prima ediție, când a fost prim, pe înțelesul meu, acolo a fost un comentariu eu pe colo. Nu, <laughs> ideea e că eu tine te văd așa, încercând să convingi oameni care sunt homofobi, care sunt rasiști, care sunt... Adică tu stai să, să le explici, rar, rar. să-i convingi. Rar mă implic în discuții de genul ăsta și o fac doar cu oameni care sunt importanți pentru mine sau care, care contează cumva. te convins pe cineva vreodată împotriva? <coughs> da, cred că da. Cine? E... Și cum? Cred că pe Mike mi-am scos un pic din zona aia, că maică mi a Eu și eu am fost homofob la un moment dat. Și... Până te pap cu un băiat. <laughs> nu, mult înainte. Până te pap cu tot clasa. Mai înainte. Okay. <laughs> Dar da, tot eram, cum băi, tu bărbați, și... Și asta e ideea, că tu nu-ți pui o întrebare acolo. Tu ai spus, cum e doi bărbați și te-am și imaginația departe și ești gata. Tu... Dar dacă stai și nu mult, nu cred că trebuie să stai mult să te gândești la, la un pic, să mergi un pic, să ramifici. Nu cred că e tare greu acolo. Și ești, gândești, deși homofob pentru și... Și am avut, țin că într-o vară am fost cu toată familia, familia mare cumva, adică cu mai mulți membri unde acolo majoritatea era homofobă și am avut și discuții de genul ăsta și le-am spus atunci când m-am șupat cu băieți și le-am spus la tăți. Am vorbit foarte mult. Am și spus la tăți neam. Da, da, da. Ispovedit. Și eram și la niște pahare de vin și s-au dus de discuția și ajungem -am eu cu cu vârmi, nu mai, mai reușim să ne mai ținem până dimineața și de la culcare și parcă ne pare că ceva acolo, câte o sămânță de ceva, îmi pare că, puneam. Și aici îmi plăcea că maică-mea, care tot era în pe vremea aia, era în echipă cu ei cumva, vedem că mai de era o leacă, măi, dar și chiar nu înțelegeți și voi, și te-am încercat și să fie de partea mea într-un fel, și zic, băi, ia că o femeie, tot o prins niște, niște, idei. Dar în mod normal nu prea mă implic să-i explic, să... E ca este, sunt mesaje pe care le fac mari, cumva, și le transmit odată și... Mai am de -astea pe Instagram când mă scrie cineva la modul insistent, băi, nu mai promova prostia asta, băi, nu mai fă, și listen requested. Și pe zic, băi, de i să-i răspund. Și am așa că să vorbesc cu un urmăritor, să vorbesc vreo o oră de vreme, Înscris. pe argumente, pe subiect și la urmă, da, înțeleg și poziția ta. Pe urmă, dacă mai vine încă cineva și mi mai punem cu două, trei idei, foarte posibil să-l schimbe. Dar rar să întâmplă, într-adevăr. Nu, nu mi acordat atât de mult. Nu le acord atât de mult timp. Am înțeles. Ce vrei să schimbi în Moldova? Eu nu, nu suport provincialismul ăsta al nostru de și umilința asta moldovinească și toți suntem așa ospitalieri, buni la suflet, drăguți. Hai să lăsăm o leacă, dar și ce te doare pe tine în interior? Stai, leac, hai, hai să discutăm și niște lucruri pe bune. Îți bune și este, dar dacă ajungi la un alt nivel de gândire, atunci da, putem să ne lăfăim și în un pic de aristocrației de asta și cu un pahar de vin să-l învârtim așa în pahar. Dacă timp noi suntem doar umili și doar ospitalieri și foarte buni la suflet, ei le ascund, ascund mult mai... Adică omul care de la țară care spune noi că e foarte bun la suflet și primitor, ei sara, bea câte un pahar de vin și s de acolo în o gradă. Adică e un pic de suprafață asta și ei facem noi cu moldovenii, că noi suntem primitori și când au venit refugiații, și noi i-am primit cu brațele deschise. Toți au fost, băi, ați văzut, mai și moldovenii și de primitori. știți, vă, s-au în pantaloni, că acolo e război. Hai să luăm și pe varianta asta. E clar că decizia de a ce facem noi cu frica asta și cum o dirijăm și cum o investim, e clar că e foarte bine că am investit-o a primi refugiați și a ne organiza. Dar trebuie să recunoști că acolo a fost frica care e aproape de noi și hai cumva, opa, și facem din frica asta. Eu de asta să ajutăm că poate și ies ne ajute pe noi. Inclusiv, da, da. Adică ajutor necondiționat. Necondi uh, da, da, da. Adică nu, -i, nu -i chiar... Sau des să ajut, da să vadă vecinul că uh -huh. el a ajutat, dar eu am mai ajutat. Uh -huh. Și asta zic. Poate, poate și așa. E sigur, ascunde și altceva acolo. Dar noi, nu, doar noi suntem ospitalieri. Suntem, dar avem și de desubturile noastre pe care ar fi bine să le discutăm și le să ne apcare de desubtările noastre care ar trebui să le discutăm. Aici este care, D ca să fim sinceri cu noi, ca să nu zicem că numai totul e bine și aristocratic să vorbim la un pahar de vin. Da. Noi spunem că moldovenii sunt așa mai, poate mai naiv, poate într-adevăr mai naivi, dar suntem buni la suflet. Și asta mă duce în zona în care spun că moldovenii la un moment dat ne spar chiar proști. Adică dacă tu recunoști că ești naiv și bun la suflet, tu nu vrei să faci nici în sensul ăsta. Adică nu putem chiar să, să gândim o suntem, suntem foarte moldoveni. Eu ți că am fost la o gala premiilor Unitem și acolo s-a urcat pe scenă o, o cunoscută personalitate din lumea teatrului și de pe scena aia unde stau în sală, stau foarte mulți oameni importanți de teatru și spun că hai să fim mai umili. Da, mă zăibit cu să fim mai umili. Dar chiar cât poate să toți fim umili? Umilia asta ar însemna că nu deschidem gura și numai și care au avut noroc și au mișcat un pic de roticele, așa e să ridică, dar este voi fiți mai umili, vă rog frumos. Da. Mă fi ca să fiu mai umil. Hai să trezăm o Nu spun să fim răi, nu spun să fim răutăcioși. Dar să luăm o viața și rațional și mai ca atare. Nu, străm în florișele de astea și să ne pară că totul e bine, când noi știm că nu e bine. Să fim mai umili, dar ce să-i spune? Ei, știu, ca și acas, tot îți bați femeie. Le-a după niște cuvinte care. doar ca să într-un fel, probabil. Dar nu suntem umili, de fapt. Mm. Noi cerșim o atenție prin umilința mm -hmm. asta care mm -hmm. o afișăm, că altceva nu avem și scoate. De vezi că, uh, Cât de buni, nu prea suntem buni. Ne, mm -hmm. Vorbesc la general, mm -hmm. da, e ca nu suntem foarte buni specialiști mm -hmm. în ceva. Mm -hmm. Uh, deși spunic spune că om, că asta profesia, da? Uh -huh. Nu suntem nici bogați și putem scoate, să ieșim în evidență. Noi suntem umili. Uh -huh. Da, noi nu suntem, într-adevăr, nu suntem umili. Dar Tocmai nu de suntem nici umili. Noi, noi ne ascundem după asta, asta e ideea. Da. Pentru că natural în lume, noi natural ca și oameni, ca, când ne naștem, suntem egoiști. Uh -huh, asta am spus. Noi și suntem, eu nu cred că numai când ne naștem, noi suntem până la sfârșitul vieții. De egoiști. când ne naștem, avem trăsătura asta și așa, și, dar pe parcurs vrem să, să ascundem că suntem, dar devenim și mai egoiști. Ah, ok, așa da. <laughs> da, da. Dar nu pe parcursul suntem. vieții vrem să ascundem această trăsătură. Mai văd oameni care fac lucruri bune pe internet și să mi îmi place să fac bine. Da. Ție îți place să faci bine. Tu ești important. Tu prinești o plăcere. N-ascunde faptul că tu vrei ca lumea să fie mai bună. Înseamnă că și tu sketchurile tale nu le faci numai pentru ca să schimbi mentalitatea, nu numai pentru ca să uh -huh. așa, dar și pentru că tu ceva. Ce? Pentru că vreau să pun și eu mâna la treabă. să, -ajut, ajut, societatea. Pentru că tu ești așa. bun. Nu, altceva. Nu pentru okay. că tu ești bun. ai să dăm alți trăsături. Egoismul să-l okay. scoate mai în evidență. Okay. Din tot ce faci tu. Care e egoismul? Pentru că tu să ceva. Ce? Pentru că pe mine, pe urmă, hai să o luăm la modul... Super extrem. egoist. Da, adică nu știu dacă e super egoist, dar ca la urmă, când o să-mi închei eu cariera mea de nu știu ce, spun că băi, este un nișcat țara din loc. Deci îți primești o leacă de uh, laudă. Uh, pentru scopuri mărețe, n-aș avea o problemă să fiu lauda. lauda. Dar asta e de o chestie, că eu nu vreau... De exemplu, sunt oameni care vor să las ceva în urma lor. Că atunci când e moare, o să rămân... nu mie nu mă interesează nimic din ce o să fie după moartea mea. Eu nu vreau să, ca lucrurile să schimbe după ce mor eu. Nu vreau, eu vreau... După și mor eu, puteți muri, stăți. N-am nicio treabă, nu țin la omenire. Păleni și Diego, că asta e culmea cool, egoismului. Da, 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 nu mă interesează. Pentru că după, tu gândești ca Putin. Dar nu, nu, alta e chestia. Că după moarte, nu mai funcționăm după regulile vieții. N-ar avea deși... Nie, tu, acolo nu sunt mai piese pentru că efectiv nu mai sunt. Da, da, asta tu iubești pe copiii tăi sau pe nepoții tăi sau prietenii tăi care sunt și tu mori Dar tu, sunți, tu ești sigur atunci când înainte să mori că ei o să se bucure de ce ai lăsat tu. ai adus apă în pustietatea satului tău, nu are apă. Tu ai tras apă pentru că ești tu bogat și poți să-ți permiți. Respectiv, tu mori, dar după asta și cineva se bucură. Dar tu ai murit. Tu nu da, mai, dar tu înainte. Dar nu, nu mai contează nu mai contează. Contează numai înainte de moarte. Noi despre egoism vorbeam și tu ai dus egoismul în cealaltă parte. Mie nu se pare doar egoism aici. Nu mai există. Faptul că eu înainte de moarte cu o secundă spun că ah, vreau să trăiască bine, pe urmă nu mai contează efectiv nimic. Dacă sunt conștient de faptul că nu mai contează nimic, nu pot să-mi dau eu aer de da, nu eu vreau ca copiii mei să le las lor numele. Dar pentru că... ce faci tot ce faci? Care e sensul la tot ca, ce ești faci? Ca în timp ce trăiesc eu, lucrurile se schimbe. Deci tu vrei laure atunci cât trăiești? Nu lauri, vreau civilizație. Vreau oameni care scapă o leacă de provincii, care se îmbracă poate leacă mai frumos, care nu scui pe stradă în fața mea chiar. Eu m-am un... îmbrăcat frumos azi. Dar nici, nici, nu sunt foarte bun pe stil. Ce Ea? înseamnă să te îmbraci frumos? tot e că cu am avut să discuția asta și ce vrei tu să pui cu îmbrăcat frumos? Îmbrăcat cu... Cu gust. Și, cu gust. Dar gustul iarăși e destul de... De exemplu, sunt oameni publici pe care eu îi văd și nu-mi place cum să îmbrac și eu înțeleg despre dâns și nu, nu-mi plac. E provincial, E că nu-mi plac. Sunt acolo... Um, um, lipsa de dorință spre, spre, nu spre Europa, spre ceva. <laughs> dar tu crezi că e Vă... important când îmbrăcăm? În anumite cazuri, da. Adică văd gustul estetic al omului. Când gustul estetic despre un om creativ spune foarte multe. Când văd regizori de teatru, care el spune că regizorul de teatru și îmi face un spectacol și el se îmbracă în, într-un hal fără de hal, stai la tu în scenă și imagine pui. Bun, există scenograficul, există și interjut. Tot, este tu ești îmbrăcat așa și tu îmi spui că tu faci amuși un spectacol bun și am avut cazuri în care eu văd regizorul la, la început de spectacol și zic, ok, hai să mergem la spectacol și mă uit la spectacol, îi jur că și, -și am văzut afară eu puteam să nu mă intru la spectacol, că era e ca regizorul și că era wow. spectacolul Wow! Dar mm, eu, ne. tu știi, viața mea am blând blu blu și maică albă sau maică proastă mai Nu să înseamnă că... e rău nu înseamnă niciodată că e poți să te de vreo... Îmi spune lucruri despre tine, asta e idee, doar asta. Mi spune lucruri De ce parentele contează? Poate pentru unii nu, dar... Și -o puțin în cazul oamenilor creativi, mi se pare că da. Dar dacă într-o leac pe de sub și vezi că aparența asta n are nici treabă cu realitatea da, și acolo e gol. Dar de ce ai, ales un, anum dacă -ai ales un, anumit fel de a te îmbrăca, înseamnă că ai un anumit gust. Înseamnă că tu anume așa ai vrut să te Eu dacă am venit așa, înseamnă că eu anume, eu mi-am ales hainele Eu le-am ales din dulap. Că e mai bine, că mai rău, dar eu le-am ales. Despre mine pot spui ceva. Ori că azi am venit nu tare necălcat. impresionant. Ori că necălcat. Asta poți spune de și despre mine. faptul că tu nu prea îți pasă cum arăți. Mm -hmm. Da, adică pot spui lucruri despre oameni, mai ales despre oamenii creativi. Spune-ne și scot la jurnal TV pe final. În uh, toamnă sau când? Da, din toamnă Proiectul se numește Vreau la țară. Chemăm patru persoane publice, ducem la țară unde muncim. Dacă interviul ăsta o să iasă mai rapid de, de toamnă, dragi invitați, dacă alegeți, da, să da, veniți, dacă alegeți să veniți la noi la emisiune, și eu vă rog să veniți, și na, am trimis multe mesaje, și mulți au acceptat, să știți că acolo o să muncim pe bune. Adică lucrăm la modul și eu mai serios pentru că sunt oameni care vin și da, să lucrăm, să facem pentru camerul leac și ne oprim, nu? No? Și nu, no, acolo trei zile stăm acolo și trei zile se filmează în continuu și trei zile muncim în continuu până, efectiv, am filmat trei ediții până acum și toți se extenuați, se epuizați la modul grav, adică păi dacă ai spus viața. asta, nu mai vin nimeni. E, spun asta și pe istorie, dacă nu mai vin, sunteți slabi. <laughs> Așa, deci Vreau la țară este proiectul care apare în toamnă. Mm. Lumea te mai găsești pe Instagram, la Jurnal TV și la teatru. Acum stagiunea în a închis, dar se deschid iar de la teatru. Ești omniprezent, ești piscităt, Cătălin Lungu, 02, nu putem să-ți pierdem din ochi. Ești mereu prezent. da. Dacă îți dau un spumant, cu cine îl bei? Cu cine ai avea plăcerea maximă să-l bei? Omul în fața căruia sunt vulnerabil în momentul ăsta. Atunci o să ai ocazia, pentru că am un cadou pe final de episod. Am o de la Maestro și ei au sloganul Excelența are nume, iar tu, sunt sigură, că dai dovadă de excelență prin ce ei și faci. Instagram, la Jurnal TV, la teatru. Da, mult succes mersi, în continuare frumos. și mersi că ai venit. Hm, mersi mult, paharul. Eu chiar să-l dau. A, adică, da? da? Și pahare chiar îți trebuie. Eu o spun pe dacă ne-l dați sau nu. nu eu, eu chiar ți l dau, merci, merci. foarte mulți invitați, zic, la final, dar chiar ne-l dai? Sau, nu, 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 eu chiar ți l dau. Mersi, merci frumos. Cu mare Aha. drag. Merci da. că ai venit. Mersi ție. Partener general OTP Bank.